Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport. Discutăm despre legumicultură. Ne spunea domnul profesor Lăcătuș de ce e important ca spațiul protejat să aibă o anumită înălțime. Ați expus foarte bine și pe înțelesul tuturor. Cred că modelele astea pe care le-au văzut legumicultorii români în diferite țări, în diferite state, cum ar fi Olanda, nu, domnul Tănase? Pentru că noi avem multe lucruri de învățat de la fermierii olandezi. Am putea să ne inspirăm și în acest sens, dar aș fi vrut să vă întreb ceva pe toți trei. Consultanța asta agricolă n-ar trebui să funcționeze și în România? Un specialist, cum e domnul profesor Lăcătuș, cred că ar trebui să fie mai des căutat și mult mai mult căutat de cei care vor să facă legumicultură. Experiența domniei sale în domeniul ăsta și tot ce a reușit să acumuleze până acum ar trebui să ne fie de folos tuturor. Ce pot să spun despre consultanță? La practic nu există. Consultanță în momentul de față, această activitate o practică toți vânzătorii de magazinași ăștia. Păi da, ăștia practică, dar asta de fapt nu e consultanță, asta e comerț mai mult. Da, adică fiecare ce vrea să-și vândă, își laudă produsul respectiv. Recomandă ce are pe raft. Exact. Da, nu neapărat și ce mai bun sau cu eficacitate mai mare. Și de asemenea, consultanță la nivel ridicat acordă stațiunile noastre legumicole, unde există, încă mai există specialiști. Din păcate, pentru a duce la bun sfârșit această idee, că de mult se vorbește de această consultanță, care eu cred că uneori a fost și cum se cheamă, s-au tăiat picioarele, da? A fost amputat. Da, cu bună știință desființată. În fine, această consultanță nu a fost desființată. Păi nu, s-a redus numărul consultanților. Această și consultanță, lor, ca să funcționeze, trebuie să ai oameni de specialitate. Oameni de specialitate să găsești acum, să faci rețeaua națională. ANCA, nu? Agenția Națională de Consultanță Agricolă. Și acum, tot, și acum asta s-a mutat unde? La direcțiile agricole. Uitați, a fost absurd. Eu am o veste plăcută, dacă vreți, de poate punct să fie de vedere și bună, al nu creșterii. Plăcută, adică de, mai mult decât plăcută. Al creșterii producției. Uitați, de exemplu, după o perioadă în care la Caracal am realizat niște producții mici la roșiile din câmp, da, anul ăsta am apelat la o firmă de consultanță, o firmă de consultanță, la doi băieți care știu ce înseamnă producția de roșii în câmp și deja am evaluat zilele trecute și avem 90 de tone la hectar. Asta înseamnă un lucru extraordinar. Vă mai dau un exemplu. Colega noastră de la Jilavele, Roxana Roșculeț, a făcut 104 tone de roșii la hectar. O chestie formidabilă. Nu face nimic, deși este un inginer care știe foarte mult și stăpânește cultura în solarii. Nu face nimic sau când se încurcă, îl caută pe Cristi Rusu, care este numărul 1 în expertiză la producția de sere. Și de fiecare dată efectul se vede. Deci trebuie să apelezi la cel care știe și te învață de bine. Da. Consultanța, eu aș fi văzut-o să treacă inginerul pe la noi o dată pe săptămână, adică să fie angajat acolo, să treacă și să fie și un fel de control, așa, să vadă cu domnul, cu ce ai tratat, cu ce îngrășământ ai aplicat, nu? Să nu greșești. Pe lângă consultanța care o avem de la fitofarmacie, de la nu știu ce, e bine și a doua părere. Ați văzut și în medicină cere a doua părere, să vezi, domnule, cum dau. Nu, și de ce nu apelați? Păi la cine să apelăm? Nu există specialiști. Nu, exemplele care le-a dat domnul Tănase sunt excepții, să fim înțeleși. Deci sunt excepții, un serviciu de consultanță la nivel național
am spus, implică un personal foarte mare ca număr și de înaltă calificare. În străinătate, cel care vrea să ocupe un post în serviciu de consultanță, de extension, cum îi se spune, dă un examen extraordinar de greu, foarte greu, foarte dificil. Este o comisie din cei mai mari specialiști ai țării, trece, dacă ia examenul, ocupă postul, dacă nu, nu. Dar și salariul cu care este plătit este pe măsură. În străinătate, salariul unui extensionist, unui consultant, poate fi mai mare decât a unui cercetător de gradul 3. E la nivelul unui cercetător de gradul 2 spre 1. Deci un salariu mare. Acum zic un salariu mare, vorba vine că nici la cercetare. Nu sunt salarii mari, nu poți să plătești un cercetător gradul 1 cu... știu și eu, 6.000 de lei bani. Trebuie să-l plătești cu cel puțin 10.000. Consultanța o putem vedea și altfel. Și când spun altfel, mă refer la schimbul de experiență, unde fermierii se întâlnesc undeva, unde avem un model de arătat și atunci cel mai bun prezintă niște lucruri care e completat de ceilalți și bineînțeles că oamenii pleacă de acolo cu ceva învățat, cu ceva bun, pe care să duc și-l aplică. E o treabă care mi se pare cel mai la îndemână. Domnul Tănase, da, cum se cheamă? Parțial, pentru că fiecare loc are specificul lui. Și un fermier bun, el cunoaște, să-i spun... Diferențele astea făcute de detalii, nu? Da, ceea ce caracterizează locul unde el produce, să spunem, legume. Ca să iei rezultatul de acolo, să-l implementezi la tine în multiplici, fermă, trebuie să-l duci în cam aceleași condiții. Dar am să vă spun ceva, v-am spus dumneavoastră mai devreme. Pot să spun cu o inițiativă a Societății Române a Horticultorilor și a secției de horticultură a Academiei noastre, la ideea profesorului Glăman, a avut o idee foarte bună, și anume cercetarea de horticultură, că noi doar cu horticultura ieșim, cercetarea de horticultură să-și ducă unele rezultate care le are bune în ferme unde să realizeze un fel de loturi demonstrative. Un astfel de prim lot demonstrativ îl avem acum, ne pregătim să ne ducem pe 20 august acolo, la Poiana, la doamna Jenny Dumbravă, unde vom vedea foarte multe lucruri interesante și unde să încercăm să aducem cât mai mulți producători. Fiecare... Deci câte loturi din acestea o să faceți în țară? Deci, nu e bine ideea, să fie în fiecare ideea bază. A fost, ați înțeles de ce vă întreb? Ideea a fost lansată la prezidiul Academiei abia de curând. Acum pregătim o primă publicitate, să spun așa, da? O primă ieșire în afară, să vadă lumea, producătorii, să vedem întâi câți reușim să aducem. 100-200 nu reușim la legume, păi n-am reușit niciodată. De unde vreți să aduceți? De pe peste tot. Eu aș aduce numai din zona respectivă. Și da, că și dumneavoastră a spus mai devreme. Da, că dacă mă aduceți pe mine de la Turnul Măgăruiatu mai acolo, s-ar putea ca la mine să nu fie clima identică. Da, dar știți? Și nici calitatea solului. Acum când vorbim de consultanță, vorbim de scheme de hrană și scheme de tratamente, în primul rând. Plus tehnologie de cultură. E important să respecti niște rigori, în așa fel încât să dai plantei posibilitatea unei dezvoltări optime. Ăștia mari, domnul Tănase știe, nu numai ca în Olanda, avem și în România seriști ăștia mari, care au serie de câte aproape 2 hectare, au lucrurile astea puse pe calculator. Absolut. Și funcționează după programul introdus în calculator. Din nefericire, eu mă bucur că exemplul care l-a dat domnul Tănase cu 90-100 tone de tomate câmp pentru industrie, da, presupun, da, da. Așa... Recoltate mecanizat, că nu poți să recoltezi... Da, mecanizat. Așa presupun și eu, da,
dar cred că acolo s-au făcut și eforturi destul de mari, dar ați auzit, domnul Tănase tace, nu știu de ce nu sune, că dânsul a fost în Olanda, pe mine nu m-a luat. Da. Așa, au prezentat acolo olandezii tomate în seră de peste 1000 de tone la hectar. 1100 de tone. 1100 de tone, da. Ce tehnologie aplică domnul Tănase? Sigur că e un complex. Hidroponic? Da, sigur, numai hidroponic. E un complex de factori, pornind de la hibrizi pe care îi folosesc și care trebuie să fie de mare productivitate, după care este vorba de optimizarea factorilor, de mediu și de hrană. Și pornind de la aceste două elemente, realizează la cultura de tomate între 30 și 35 de roduri și fiecare rod... Pe an. Pe an. Fac un singur ciclu prelungit și fiecare rod în... sunt determinate cam 5 fructe și au între 8 și 900 de grame pe rod. Pe rod. Și în ce perioadă? E o uniformitate, iar nu diferă absolut cu nimic rodul 1 față de rodul 30 și ceva. Că la noi, după ce trecem de rodul, dacă îl duce până la 10, cu niște fructe mai mari, dar după care efortul nu mai poate fi făcut ca să dezvoltă niște fructe mult mai mici. Domnul Bujor poate să confirme, fructele mai mici apar în momentul în care cresc temperaturile, da, în interior. Ori dacă ai un solar cu 4 metri jumate la coamă, n-ai cum să faci nu știu ce înălțime și nu știu ce fructe mari. Apoi, cantitatea de îngrășăminte, de apă, temperatura. Noi nu controlăm în niciun fel temperatura în solar. De ce? Pentru că aceste spații protejate sunt oarecum rudimentare, nu? Greșesc, da, sau da, nu? Nu sunt dotate, exemplu, cu senzori. Cine își poate pune, iertați-mă, domnule, cine își permite să pună, domnul Bujor, vă permite să puneți ventilatoare? Păi electrice. Nu-ți permit că alții le ia cu 90% finanțare și tu le iei cu 100% și atunci nu îți permit să faci așa. Nu, dar e foarte important ce spune domnul profesor. Uite, ventilatoarele astea care pe timpul începutului de cultură, deci în luna februarie-martie, le folosesc pentru a încălzi aerul, pe perioada asta caldă, sunt folosite pentru a răci și a primeni aer, da, și aerul. Da. E clar că principalul motiv pentru care avem foarte puține spații protejate este slaba finanțare. Nu sunt posibilități de finanțare. Prin AFIR au fost bani insuficienți pentru așa ceva? Nu a fost o gândire rea. Da, a fost o gândire rea pentru că au fost băgate la grămadă și cultura mare și horticultura, tot, bine, mai puțin și pomii. Puntajul dumneavoastră a fost... Nu, dar nu faci proiectele față. Noastre sunt proiecte complexe care, da, presupun avize, care presupun o intensitate mare de sprijin și au mers în paralel cu cultura proiectele mare, pentru achiziții de simple utilaje, care au fost simple și atunci 82% din total PNDR s-au dus pe utilaje. E bine că a crescut potențialul la cultura mare, iar la noi, la legume, da, legume protejate, nu știu dacă în exercițiul ăsta ne lăudăm cu maxim 10 hectare de seră și poate 20-30 de hectare de solari. Deci este nesemnificativ. Restul s-au făcut pe efort propriu. Da. De asta astăzi am participat la o discuție în vederea începerii gândirii și scrierii unui nou program pentru perioada 2021-2027, în care într-adevăr să vedem cum echilibrăm lucrurile ca să nu se mai producă lucrul acesta. Eu vă dau în comparație. În 2013 am avut prezența de spirit să insist ca pentru pomicultură, care era un dezastru, să cere un subprogram, adică undeva un segment care să fie deja măsurat din punct de vedere valoric și să nu se bage nimeni pe banii ăia. Și într-adevăr, cei 360 de milioane pe care i-am avut,
i-am cheltuit cu succes și dacă aveam încă de două ori mai mulți, îi cheltuiam și pe cei. Adică a fost o chestie formidabilă. Asta vrem să o facem acum în exercițiul următor, pentru că... La legume. Pentru spații legume protejate. Și vreau să vă spun că în perioada asta care urmează, pretențiile sunt mult mai mari, se va concentra producția, deci vor crește suprafețele, se vor alinia niște lucruri, sau grupa niște lucruri în cuprinzând depozitele de recepție, deci de preluare, de sortare și trimitere spre destinații, organizând partida mare. Uite ce spune Mircea. El la ora actuală are atâta cerere încât nu satisface nici 30-40%. De ce? Pentru că, pe de o parte, și puținul pe care îl dau membrii, dar și faptul, capacitatea de depozit pe care o are el, în care să manipuleze mai multă marfă, este mică. Și atunci trebuie să dezvolte. Acum, se pare că a fost o greșeală în care investițiile pe pilonul 2 n-au mai fost susținute în exercițiul ăsta 2014-2020 și le-au abandonat. Și atunci undeva ele nu s-au mai dezvoltat. Se considera că din cei 4,2% se va crea o sursă care să dea posibilitatea. Ori investițiile noastre sunt mari. Dar pentru organizațiile mari, da, cum sunt cele din vest, care au milioane de euro VPC-ul. Doar la noi, dacă noi avem VPC-urile mici, e imposibil să te autofinanțezi din cei 4,2%. Da, acum, corect. Organizațiile care există să finanțează din faptul că ele cumpără de la non-membri și vând, adică diferența de preț de la non-membri și, la membri? Nu, și vânzarea către supermarket e mai mare decât de la membri la proprii supermarket. La supermarket. Și atunci, de acolo se finanțează organizațiile de producători. A devenit tot un intermediar care poate să câștige un bănuț ca să mențină acolo un contabil și un șofer și tot ce înseamnă... Noi la cooperativă, în anul în care am reușit să vindem de 100.000 de euro, eram fericiți, nu ne imaginam, da, că, da, vom realiza. E diferență foarte mare, foarte, foarte mare. Și mai e o chestiune. Acum e lipsă de roșii, să vorbim la concret, pe piață și supermarketurile solicită cantități mari. Dar atunci când e multă, nu mai solicită. Nu mai solicită. Da. Și avem noi și acum, retururi, avem și... Da. Acum, de exemplu, predăm la cooperativă cantități însemnate de salată și terminăm ultima salată din ciclul ăsta, yeah, și am început plantările în continuare, pe următorul ciclu de salată. Și suntem puțin îngrijorați de faptul că supermarketul să nu schimbe, da, și noi să clacăm, pentru că o fi ultimile recoltări de salată, dar sunt importante. Da. S-ar putea, ne gândim că s-ar putea să nu ni le ia. Dar presupunem că da, fiind că le vor lua, pentru că încă e prețul mare al celorlalte legume și sunt mulți consumatori necăjiți care, când văd prețurile astea mari la roșii, mai bine zice și ea două salate. Cumpără o salată, da. Cumpără o salată. Da. Da. Pună și aia. Pună și aia. Da, da, pună și aia că e verdeață. Și... Ce vreau să vă întreb? Ce VPC aveți acum? Nu știu să vă spun. Nu știți. Ok. Dacă ar reuși cei de la Casa de Comerț Agroalimentar Unirea să deschidă aceste aprozare, aceste magazine, ce ar însemna pentru noastră ca și producători în relația cu hipermarketurile, cu supermarketurile? Pentru că vi s-ar mai crea practic o piață în plus față de ce aveți în momentul de față. Bine, după părerea... Domnul Ghinea, e o chestie de la început gândită. Adică te orientezi, ori te duci spre supermarket, când ai la bază un contract,
ori te duci către casa de comenzi. Deci trebuie foarte bine gândit. Sau ți le împarți în așa fel încât să cuprinzi. Adică nu mai e de joacă să te duci, să nu te duci la supermarket, să te duci la casa de comenzi. Deci undeva trebuie de la început să alegi direcția pe care o urmezi. Și după părerea mea, consumatorul o să fie același. Nu, consumatorul este același, da. Dar prețul va varia, iar noi la cooperativă avem și acum membri care solicită să tatonăm și eventual să facem contract și cu alt supermarket. Când de ani de zile, din 2014, așa avem cu un singur supermarket. Eu vă spun sincer, nu știu dacă am greșit sau nu, eu nu am susținut decât să rămânem pe un supermarket cu contracte ferme. Absolut. Nu să este devenim, destul de bine. Să devenim un, să spunem, furnizor fidel al supermarketului, căruia să putem să-i și cerem poate unele lucruri. Orice ați cere dumneavoastră, nu ne dă. Nu, faptul, dumneavoastră a spus un pic mai devreme, că în perioada în care este marfă prea multă, nu-ți mai cere atâta marfă. Și atunci, dacă nu ai altă posibilitate să vinzi și în altă direcție, da, n-ai făcut nimic. Rămâi cu marfa pe stoc. Eu am un semn de întrebare. În general, operăm cu profesionalism. Vedeți, nenorocirile care se întâmplă sunt ca urmare a neștiinței unuia să pornească un program de aplicație, să deschidă o aplicație și așa mai departe. Fără a ne aduce un elogiu sau asta, deci organizația OIPA Legume Fructe reprezintă producătorii din România. E în vecinătate domn profesor Lăcătuș. Păi noi nu ne-a convocat niciodată nimeni la o discuție și de asta undeva nici nu prea avem încredere în ceea ce gândesc și să laudă oamenii. Vis-a-vis de casa de comerț? Da. Nu știu să spun, de exemplu, site-ul nostru, OIPA, de cât este vizitat. Nu știu, dar doamna de acolo are acest număr și da, probabil că e un număr infinit de mic față de cât ar trebui. Deși, vă spun, peste tot, cu cine vorbesc sau cine dă telefon, toți accesează netul. Toți absolut caută, da, informații. Încă nu are reclamă făcută suficientă. Site-ul OIPA. Da, da. Nu e încă finalizat. O să trebuiască nu mai trimit materiale pe site. Da. Dacă nu le citește nimeni. Să-i facem reclamă. Trebuie să-i facem reclamă. Da. Referitor la unirea, în România, în momentul de față și de mai mulți ani încoace, am mai spus-o, nu există, nu e organizată o piață după mecanismele de piață. Faptul că, să spunem, supermarketul la un moment dat nu-ți mai primește marfa că nu mai vrea, că nu mai vrea, că e prea mult, că are prea multă, așa, mi se pare fără logică. Această țară nu poate fi, de fapt, ce nu fac ei. Adică contractele nu se respectă. Nu au unde să o ducă. Da, asta este. Spre fericirea noastră, să știți că atunci când am făcut primele contracte cu supermarketul, în primul an a mers foarte bine, al doilea și al treilea a început să mai scârție. În momentul de față, merge foarte bine. De ce? Pentru că acest supermarket s-a dezvoltat și a deschis la magazine peste tot. Și nu are marfă. Și e nevoie de marfă. Și e nevoie de marfă. Și vă puteți și imagina, iertați-mă, că există un astfel de magazin în Comuna Vidra. Am înțeles. Și vând legume de la Vidreni. Da. Deci le cumpără de la Vidreni și le vând tot lor. Haideți să luăm câteva minute de publicitate după o scurtă pauză comercială. Vom reveni la agricultura, la raport.